Bună seara, dragi invitați! Vă mulțumim că ați venit la o nouă conferință Edictum, cea de-a doua conferință din acest an. Mulțumim facultății care ne oferă cadrul acesta de întâlnire, cadrul de dezbatere și cadrul de discuție, conferință de conferință. Noi, ca și organizație, ca și organizație Edictum, ne propunem să promovăm valorile creștine în această societate postmodernă și care promovează acest relativism acerb, parcă. O societate tot mai secularizată pe zi ce trece. Și o simțim cu toții în locurile în care interacționăm cu oamenii, interacționăm cu prietenii noștri, în societatea aceasta în care trăim. Și noi tocmai aceasta vrem să promovăm, aceste valori creștine în societatea în care trăim. Parcă observăm că Dumnezeu, și nu doar Dumnezeu, chiar și conceptul de divinitate și de Dumnezeu este expulzat din mentalul individual și colectiv. Și ca o consecință acestui fapt, societatea parcă se confruntă cu o degradare a valorilor morale, o relativizare a adevărului și o criză de modele. De aceea noi credem că este necesară o reașezare a valorilor și a eticii creștine. Întâlnirea noastră din această seară este puțin diferită față de celelalte conferințe pe care le-am organizat. Este în acest spirit al sărbătorilor și dorim să fie o celebrare, o celebrare a nașterii lui Hristos. Crăciunul uitat este tema acestei seri. Observăm că uitarea este o realitate pentru fiecare dintre noi. Dacă am înmagazinat toate informațiile pe care le culegem zi de zi, am ajunge la colaps, am colapsat. Dar mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, oare orice uitare este normală? Dacă pot să-mi uit cheile, pot să-mi uit o carte, pot să-mi uit lucruri din acestea mărunte, dar dacă uit cine sunt, dacă uit cum mă cheamă, dacă uit unde mă aflu, dacă uit cine-mi sunt părinții, deja uitarea aceasta se transformă în amnezie. Adesea sărbătorim, dar uneori uităm ce sărbătorim. Și știți de ce? Cred că uneori suferim de un fel de amnezie spirituală. Spunem că suntem creștini, dar adesea de Crăciun îl uităm pe Hristos, îl uităm pe însuși sărbătoritul. Oare nu e această amnezie? Ba da, dar amnezia este o boală. Vorbitorul din această seară, Ionus Benia, un tânăr teolog, și un prieten bun va vorbi și ne va reaminti ce înseamnă cu adevărat Crăciunul, un Crăciun uitat. Va aduce la lumină, va da oarecum la o parte praful care se așează an de an peste lucrurile care țin de adevărata sărbătoare a Crăciunului. Cred că va spune lucruri interesante. Este absolvent al Institutului Teologic Pentecostal din București, și masterand în prezent la Facultatea de, uh, facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității boabes Și cu siguranță a învățat, a citit și ne va spune lucruri interesante. Haideți să-l ascultăm! Mulțumesc frumos de primire! Mă declar impresionat de numărul... Mare de persoane care au acceptat invitația pe care au primit-o din partea grupului Edictum. Vreau să fac o specificație în caz că cineva este aici crezând că va avea loc un spectacol de dansuri populare naționale. Nu e aici, spectacolul lui Sus în sala de la etaj. Am observat că a fost o confuzie de genul ăsta. Acum că rămâneți, înseamnă că într-adevăr sunteți aici pentru tema în discuție, și anume Crăciunul uitat. Atunci când am primit provocarea să pregătesc ceva, să pregătesc un material legat de sărbătoarea aceasta a Nașterii Domnului, am ales titlul acesta din mai multe rațiuni. În primul rând, pentru că trăim într-o societate numită societate de consum, care are obiceiul să vadă potențial financiar în absolut orice și reușește să convertească în profit lucruri care ar trebui să fie distincte de sfera economică, precum emoțiile umane, idealurile omului, relațiile omului și, în ultimă instanță, sărbătorile, care ar trebui să aibă o conotație spirituală mai întâi și avea mai apoi conexiuni economice și comerciale. Probabil ironia felului în care se sărbătorește Crăciunul astăzi este că, în prim planul sărbătorii, în loc să fie un prunc, este un moș și nu sunt absurd când spun lucrul acesta, este anormal, dar moșul se vinde mai bine decât pruncul. Și o problemă a societății noastre. O altă chestiune pe care am avut-o în vedere e legată de natura noastră, de natura umană. Martin Luther, atunci când descria natura umană, spunea că în momentul în care omul a păcătuit, s-a produs ceva în lăuntrul lui. El s-a întors înspre sine însuși. Incurbațiu in se ipsum, spunea Martin Luther. Avem prostul obicei să considerăm și să credem că toate lucrurile sunt pentru noi, sunt despre noi și au de-a face cu beneficiul nostru. Lucrul ăsta poluează și felul în care petrecem sărbătorile noastre. Sărbătorile au de-a face cu câteva zile libere pe care le avem, timp pe care îl petrecem cu prietenii, o cabană undeva la munte niște bunătăți pe mesele noastre și nu întâmplător în Vechiul Testament, atunci când Dumnezeu le vorbea prin lege iudeilor despre sărbători, le spunea, iată sărbătorile Domnului, deci sărbătoarea aceasta și sărbătorile cu caracter spiritual nu sunt ale voastre, sunt ale Domnului, El este obiectivul lor, pe care le veți vesti, le veți socoti sărbători sfinte, iată sărbătorile mele, spunea Dumnezeu. Sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului ar trebui să-L aibă în centru pe Domnul Isus Hristos și nașterea Mântuitorului și conotațiile spirituale ale acestui fapt. Cu siguranță că nașterea Domnului Isus Hristos este un eveniment extrem de important. Putem să deducem lucrul ăsta pur și simplu dacă privim la istorie și la faptul că anii se numără începând de la acel moment de la zero, deci Iisus Hristos în momentul în care își face intrarea în lume, resetează practic istoria și aici trebuie să admite în caracterul profetic al prologului Ioanin, adică al primului capitol din Evanghelia după Ioan, pentru că Apostolul Ioan atunci când vorbește despre nașterea Mântuitorului, el o așează într-o paralelă cu crearea lumii, cu actul creației. La început era cuvântul, vă amintiți? Pentru că în Genesa, la început, Dumnezeu a zis, Mesajul pe care Apostolul îl transmite este că nașterea Domnului Isus Hristos este un nou început. Prin acest prunc care se naște, Dumnezeu va reașeza lumea în ordinea ei inițială, va reașeza lucrurile pe făgașul inițial, făgașul creației. Apostolul Pavel când vorbește despre nașterea Mântuitorului și despre momentul în care el își face apariția în istorie, ne spune în Efeseni, în capitolul 1, că lucrul acesta s-a petrecut la împlinirea vremurilor. Adică momentul în care Iisus Hristos se naște este un punct culminant al istoriei. Vremurile s-au copt pentru acest moment în care El a apărut în istorie, pentru că El avea să transfigureze istoria. Și aș vrea să pornim în călătoria noastră din această seară, din Evanghelia după Luca, de la genealogia Domnului Isus, așa cum este prezentată ea în Evanghelia după Luca. Fiecare carte din Sfânta Scriptură trebuie citită în contextul în care a fost scrisă pentru a putea fi înțeleasă. La fel cum stau lucrurile, de fapt, cam cu orice lucru care se petrece în lumea asta, dacă îl scoți din context, poți să faci ce vrei cu el. Dacă vreau să înțeleg ceea ce a spus Evanghelistul Luca, trebuie să am în vedere contextul în care era rostit, cuvintele pe care le-a rostit. Spre exemplu, Matei, atunci când ne prezintă genealogia Domnului Isus Hristos, el se oprește mergând în urmă în istorie la David și la Avram. De ce? Pentru că Matei se adresează evreilor, se adresează iudeilor. Ori David și Avram sunt două personaje esențiale în istoria lor și putea să le transmită foarte bine mesajul pe care vrea să le transmită, făcând apel la acest strămoș pe care ei prețuiau în mod deosebit. Însă Luca, atunci când își scrie Evanghelia, o adresează unui roman pe care el îl numește Teofil. Nu era numele lui real, este un pseudonim. Se pare că Teofil era uh, un personaj important din statul roman și atunci, ca să îl protejeze, să nu aibă parte de persecuții, ei se adresează sub acest pseudonim Teofil. Și adresându-se unui roman, Evanghelistul Luca alege să ducă genealogia lui Iisus Hristos dincolo de David, dincolo de Avram, până unde merge Evanghelistul Matei, și merge în spate până la începutul istoriei, adică până la primul om, și îl numește pe Iisus Hristos fiul lui Adam, care a fost la rândul lui fiul lui Dumnezeu. De ce face Evanghelistul lucru, lucrul acesta? De ce ne îl prezintă pe Iisus Hristos în relație cu Adam, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu? Pentru că Luca vrea să-l prezinte pe Iisus Hristos ca omul universal. Isus Hristos este omul cu care toți pot să se identifice, Isus Hristos este omul cu, de la care toți pot să se revendice, pentru că este fiul lui Adam și fiul lui Dumnezeu. Chiar și Teofil, care era un roman, se putea identifica și conecta la această mare personalitate istorică care a fost Isus Hristos. Acesta este mesajul pe care Evanghelistul Luca îl transmite. Adam era fiul lui Dumnezeu și este numit așa în genealogia lui Luca, pentru că Adam a fost creat de Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat din țărna pământului și a dat suflare de viață în nările lui și a devenit un suflet viu, ne spune cartea Genesa. Iisus, în Evanghelia după Luca, ne este prezentat ca adus în dimensiunea umană a existenței de către Dumnezeu prin Duhul Lui. Mesajul pe care Arhanghelul Gabriel îl aduce, îngerul Gabriel, pardon, îl aduce Fecioare Maria, este Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul al lui Dumnezeu, adică în dimensiunea umană a lucrurilor, la fel cum Adam a fost Fiul lui Dumnezeu și Isus este Fiul al lui Dumnezeu pentru că este adus în existență de puterea lui Dumnezeu. Ca să înțelegeți și ca să înțelegem împreună ce vreau să spun atunci când sugerez această idee și o conturez înaintea noastră, Iisus ca om universal, aș vrea să facem o mică introducere în ceea ce înseamnă antropologia creștină, adică doctrina creștină despre om. Este foarte important cum definește omul, pentru că funcție de felul în care definește omul te vei raporta la el. În antropologia creștină există două dimensiuni, două nuanțe ale acestei antropologii. În primul rând există o nuanță pozitivă. Și în Genesa ni se vorbește în capitolul 1 cu versetul 26 și ne spune acolo textul Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Apostolul Pavel când stă în Areopag în Atena în fața filozofilor epicurieni și stoici și alte specii de filozofi care erau acolo pentru că era centrul cultural al lumii, el le dă dreptate unor poeți greci care au spus că noi oamenii suntem din neamul zeilor, da? Și apostolul Pavel spune, suntem din neamul lui, adică există între noi și Dumnezeu o legătură extraordinar de puternică. În Psalmul 8 cu versetul 4, acolo psalmistul, meditând la actul creației, spune felul următor, ce este omul ca să te gândești la el și fi omului ca să-l bage în seamă? L-ai creat cu puțin mai prejos decât îngeri și ai dat stăpânire peste lucrul mâinilor tale. Cu alte cuvinte, în antropologia creștină, în învățătura creștină despre om, există acest aspect pozitiv. Omul poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Înțelegem două lucruri de aici. În primul rând, Faptul că Dumnezeu, în raport cu omul, are intențiile cele mai bune posibile. Dacă El este înțelepciunea absolută, dacă El este bunătatea infinită, dacă El este puterea absolută, ce ar putea să ofere creaturii lui, făpturii mâinilor lui, decât pe El însuși? Ce ar putea să-i ofere mai nobil omului decât să-l creeze ca pe o reflexie, ca pe o icoană a Sa? Și asta face Dumnezeu în actul creației: îi oferă omului ce are mai bun ca să-i ofere, adică îi se oferă pe sine. Dar, pe de altă parte, ceea ce învățăm din acest act al creației omului este valoarea ființei umane. Omul este o ființă nobilă pentru că a fost creată de Dumnezeu. El are valoare pentru că este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Gabriel Licianu vorbind despre lucrurile acestea, le-a numit principiul tranzitivității divine, adică Dumnezeu se reflectă în creatura sa, în om, mă uit la semenul meu și îl văd pe Dumnezeu în semenul meu și mă văd pe mine în semenul meu și el îmi este semen pentru că avem ceva comun și acest ceva care este comun este chipul și asemănarea lui Dumnezeu care a așezat Dumnezeu în noi în actul creației. De aceea omul e o ființă socială. Emil Brunner spunea, omul nu poate fi om de unul singur. Iar părintele Stăniloae continua și el aceeași idee și spunea în felul următor, nu poți să te cunoști pe tine decât în relație cu un al doilea și cu un al treilea. Prin felul în care am fost construiți, suntem conectați și suntem destinați să ne descoperim în celălalt și să-L descoperim pe Dumnezeu în celălalt. Există mai multe feluri în care a fost percepută această idee de chip și asemănare al lui Dumnezeu în istoria gândirii creștine și nu vreau să zăbovesc și să intrăm în detalii că nu-i locul să facem lucrul acesta, însă aș vrea să concluzionez spunând că atunci când Scriptura vorbește despre chip și asemănare face referire la anumite elemente din alcătuirea omului care îi dau omului posibilitatea să-și împlinească destinul. Sunt acele puteri ale personalității omului care îl fac asemenea lui Dumnezeu o ființă capabilă să relaționeze, să gândească, să mediteze, să voiască liber. Deci când vorbim de chipul și asemenea lui Dumnezeu, vorbim de toate elementele care îl fac pe om să fie om, capabil să relaționeze și să stăpânească creația așa cum ni se vorbește în Genesa. Însă antropologia creștină are și un aspect negativ, este acest aspect pozitiv. Suntem chipul și asemănarea lui Dumnezeu, legat de creație și de actul creației, dar există și un aspect negativ, care este legat de căderea în păcat. Omul a fost afectat de căderea în păcat, ne spune Scriptura. Omul nu este ceea ce trebuia să fie, ceea ce Dumnezeu a intenționat ca el să fie. Sigur, măsura în care căderea în păcat a afectat omul a fost și ea discutată lung în istoria gândirii creștine. Unii, precum Pelagie, au spus n nu a fost afectat deloc. Noi suntem exact așa și Adam înainte de cădere. Augustin din Hipo, fericitul Augustin, așa cum este numit în Biserica Ortodoxă, Sfântul Augustin, așa cum este numit în tradiția puseană, a spus omul este degradat total ca reacție la atitudinea lui Pelagie. Și eu personal cred că părinții răsăriteni, reprezentați de Ioan Casian, au avut aici o poziție mult mai biblică decât Augustin și decât Pelagie, atunci când au susținut că, da, chipul lui Dumnezeu un om a fost afectat, dar nu iremediabil, nu total. Chipul lui Dumnezeu un om este umbrit, dar el este acolo. Karl Barth spunea în felul următor, păcatul ascunde natura adevărată a omului, de el însuși, de semeni, dar nu și de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul nu se regăsește. Orbeca e în căutarea propriei identități. Omul suferă de un soi de amnezie pe care a produs-o păcatul, de pierderea memoriei, de pierderea propriei identități. Am văzut la un moment dat o știre la televizor și era un bărbat cât un dulap, așa un bărbat solid, nu știu exact cu ce se ocupa la viața lui, dar plângea, era disperat, era speriat. Un bărbat așa solid, să-l vezi plângând, era o chestie foarte ciudată. Cauza pentru care plângea era că nu-și amintea cine îi, cu ce se ocupă, care e familia lui. Este un sentiment teribil, sentimentul ăsta al pierderii memoriei. Nu știi care e identitatea ta. Orice zice Karl Bart este că asta a produs păcatul în noi. Ne face incapabil să ne dăm seama cine suntem sau cine ar trebui să fim în intenția lui Dumnezeu. Nu știm cine suntem, nu știm cine ar trebui să fim, ne comportăm nenatural, ne comportăm în dezacord cu ceea ce ar trebui să fim. Emil Brunner a spus: Omul este singura ființă care are libertatea de a putea fi altceva decât ceea ce trebuie să fie. Iar noi chiar suntem altceva decât ceea ce ar trebui să fim. Spune Emil Brunner: Dacă te uiți la un lup, știi să definești lupul. Ăsta e lupul. Pentru că el are un comportament previzibil, indiferent unde s-ar afla. Asta e vulpea. Dar când te uiți la om, e un pic mai greu. Ce este omul? La întrebarea asta, mulți au încercat să dea răspunsuri și am să-i aduc pe unii înaintea dumneavoastră în seara aceasta. Ce este omul? Acel bărbat care ține copilașul în brațe? Sau acel bărbat care ține o armă în brațe cu care omoară copilașul? Cum ar trebui să definim omul și cine ar trebui să-l definească? Pentru că funcție de felul în care îl definim, ne vom trăi existența și vom crea destinul societății. Deci, latura negativă a antropologiei creștine este aceasta. Păcatul a afectat chipul lui Dumnezeu în om. Ceva s-a stricat în noi datorită păcatului, dar chipul lui Dumnezeu este încă acolo. Și Carl Henry, un teolog american, spunea, imago Dei, adică chipul lui Dumnezeu în om, este garanția faptului că omul nu se va dezumaniza. Dacă vă uitați în istorie și dacă ne uităm în istorie, vedem că există pusee ale monstruosului, ale inumanului, care e produs de om. Secolul 20 este un exemplu care îl avem la îndemână. Paul Johnson, în cartea pe care a scris-o, -o, istorie a Lumii Moderne, atunci când a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în epoca lui Hitler și în epoca lui Stalin și a intitulat acel capitol al cărții cu titlul romanului lui Dostoevski DEMONI DEMONI Vladimir Tismăneanu a scos recent o carte care face referire la aceeași perioadă istorică. Știți care e titlul ei? „Diavolul ÎN ISTORIE Există momente în viața personală a omului când se comportă inuman. Și există momente în istoria omenirii, puseie ale inumanului și ale monstruosului, care iese la suprafață și iese în stil colectiv. Dar sunt urmate de răbuvniri ale ceea ce este bun în noi. Este ca și cum o forță a binelui iradiază în om și îl face să-i fie rușine. Așa cum astăzi națiunea germană se rușinează de ce s-a petrecut acolo în perioada lui Hitler, șapte milioane de oameni să fie trecute printr-un abator uman efectiv și incinerate. Din punct de vedere al intențiilor inițiale ale lui Dumnezeu cu privire la om, în istoria lumii există doar doi oameni de plin. Din punctul de vedere al Sfintei Scripturi, în toată istoria umanității există do doar doi oameni întregi, de plin, adică oameni care au purtat cu adevărat și nealterat și neștirbit chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Unul este Adam și celălalt este Isus Hristos. De aceea este așa de important să înțelegem că Evanghelistul Luca ne-l prezintă pe Isus ca fiind omul de plin, omul universal, omul care poate să constituie un model pentru fiecare dintre noi. Acest lucru pe care l-am spus, că există doar doi oameni de plin în istorie, noi toți ceilalți suntem fie în procesul vindecării și al recuperării, fie în procesul degradării. Asta e perspectiva scripturii. Avem chipul lui Dumnezeu în noi, ori dăm praful de pe acest chip și începem să-l lăsăm să strălucească, ori îl acoperim în continuare în fiecare zi a vieții noastre mai tare și devenim mai înstrăinați de scopul nostru inițial. În psalmul 8, pe care l-am citat, spuneam, acolo psalmistul cântă actul creației și zice ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. În cartea evrei, când este interpretat în sens mesianic acest pasaj, omul este Adam și fiul omului este Isus Hristos. Ceea ce spune psalmistul este că în istorie există doar doi oameni, omul Adam și viitorul Mesia care urma să apară. De aceea, Apostolul Pavel vorbește despre primul Adam și al doilea Adam. Iisus este singurul însă care a reușit să păstreze nealterat chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adam a falimentat, Adam a căzut, Adam nu a crescut în asemănarea cu Dumnezeu, a pierdut chipul. De aceea, Psalmul 45 cu versetul 2, care e un psalm mesianic, ne vorbește despre Domnul Iisus, și ne spune, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Isus Hristos a fost cel mai frumos dintre oameni pentru că a fost singurul om de plin, singurul om în intențiile ultime ale lui Dumnezeu. În Ioan, la capitolul 19, Isus este dus în fața lui Pilat și afirmația pe care Pilat o face despre Domnul Isus străbate viacurile și ajunge până la noi ca un răspuns la cea mai mare căutare pe care o avem căutarea propriei identități și a propriului destin. Și Ponțiu Pilat, uitându-se la Iisus, a spus, Ece homo, iată omul. Este așa de important, spuneam, cine ne definește omul și cine ne spune ce ar trebui să fie omul. Mântuirea este definită în Scripturi ca imitați-o Cristi, Adică imitarea lui Hristos. Pentru că acela care înțelege ceea ce vrea să ne transmită Scriptura despre Isus, Fiul lui Dumnezeu, înțelege că el ne-l descoperă pe Dumnezeu și, pe de altă parte, ne descoperă propria noastră identitate și ne descoperă cine ar trebui să fim noi. Și atunci, a te mântui, a te realiza ca persoană umană, cu alte cuvinte, înseamnă a fi asemenea chipului său, cum zice Pavel în Romani sau a fi schimbat în același chip cu al lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului, cum zice același apostol în Coriten. Iisus reprezintă natura umană pură, spunea Karl Barth, un lucru foarte important, continuă el, învățăm despre om studiindu-l pe Hristos și nu invers. Învățăm despre om studiindu-l pe Hristos și nu studiindu-i pe oameni. Dacă credem și acceptăm lucrul acesta, suntem eliberați din căutarea specifică a identității noastre, a destinului nostru, pentru că Iisus devine calea, adevărul și viața. Dacă nu, suntem sortiți experimentelor de natură filozofică, psihologică și ideologică. Și aș vrea aici să exemplific. E important cine definește omul, spuneam, pentru că în funcție de felul în care îl definește, va stabili morala. Ce spui despre om determină felul în care te vei raporta la om. Și în momentul în care se stabilește un nou tip de morală, ai stabilit în mod indirect și destinul societății. Un primul exemplu pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră este exemplul lui Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a fost un intelectual de marcă. El a avut o opinie pozitivă despre om, a neglijat acest aspect al uh, antropologiei creștine care spune că omul uh, da, este echip și asemănarea lui Dumnezeu, dar are o problemă și este predispus din interiorul ființei sale la comportamente care sunt străine de ceea ce înseamnă de fapt umanitatea în intenția lui Dumnezeu. Jean-Jacques Rousseau este celebru pentru afirmația omul se naște liber, dar pretutindeni este în lanțuri. Ceea ce spune Jean-Jacques Rousseau practic este următorul lucru. Omul în natura lui e bun, doar că societatea îl strică. Și atunci răspunsul pentru transformarea omului e simplu și se numește inginerie socială. Schimb societatea, schimb cultura și în consecință o să schimbi omul. Și o să poți să creezi paradisul pe pământ, după mecanismul acesta de gândire. Acum, nu e un lucru de mirare că Jean-Jacques -Jean Rousseau avea optimismul ăsta vis-a-vis -vis de natura umană pentru că el era foarte optimist și în ceea ce îl privea pe el. Vreau să vă citesc câteva afirmații pe care Jean-Jacques Jean Rousseau le-a făcut despre el însuși. Persoana care mă poate iubi așa cum sunt eu în stare să iubesc nu s-a născut încă. Nimeni nu a avut vreodată mai mult talent în a iubi decât el, bineînțeles. Am fost născut pentru a fi cel mai bun prieten care a existat vreodată. Prietenii lui spun altceva. Aș părăsi viața aceasta cu teamă dacă aș ști că există un om mai bun decât mine. Posteritatea mă va onora, deoarece este dreptul meu. Dacă ar exista măcar un guvern luminat în Europa, a spus Jacques Rousseau, acesta mi-ar ridica statui. Doar că... Acest mare iubitor al omenirii n-a să iubească omul, omul de lângă el. Întotdeauna cei care iubesc omenirea în sensul larg, abstract, ca și concept, nu iubesc de fapt omul. Jean-Jacques Rousseau a avut cinci copii cu femeia cu care a trăit în concubinaș toată viața. Pe toți cinci a abandonat într-un spital unde erau abandonați mii de copii anual. Prin mii de copii mă refer 3.000, la un moment dat 5.000, după câțiva ani 8.000, după câțiva ani. Media de viață în acel spital era următoarea. Doar două treimi dintre copiii care erau abandonați acolo ajungeau la un an. O treime ajungea la un an, pardon, două treimi nu ajungeam. Și vă șocați și cifra greșită pe care v-am spus-o mai înainte. 14% din acea treime care supraviețuia ajungea la șapte ani. Și 5% din ce mai rămânea ajungeau la maturitate. Dar ăștia deveneau fie vagabonți, fie cercetori. Și datele pe care vi le spun le-am luat din cartea intelectuală scrisă de istoricul Paul Johnson. A iubit oamenii ca nimeni altul. Dar nu și-au putut iubi nici copiii lui. Și cei mai gravi că ideologia pe care Jean-Jacques -Jean Rousseau a formulat-o a avut de-a face cu această experiență personală a lui. Nedreptățile lui Rousseau ca părinte, spune acest istoric, erau legate de creația sa ideologică. Adică, el a vorbit despre stat ca orfelinat, ca părinte și despre cetățeni ca fiind copii care trebuie educați de stat. Jean-Jacques Rousseau a spus: Eu mi-am lăsat copiii în spital pentru că cred, îs virusat de teoria statului, a lui Platon, formulată în Republica, și statul trebuie să educe copiii și statul trebuie să fie educatorul cetățenilor, inclusiv al copiilor, și de aia am avut curajul să-i las pe mâna statului. Și a formulat o teorie care stă la baza totalitarismelor care s-au manifestat mai apoi în Europa. Ceea ce a spus el despre om, despre felul în care trebuie tratat, a ajuns să producă în istorie regimuri de tipul celui descris în romanul lui Orwell, 1984. Ce-i ciudată că unii, trăind în totală ignoranță istorică vis-a-vis -vis de aceste personalități care se rejează în profeția umanității și ne spun ce este omul și ce ar trebui să fie, fac afirmații despre Jean-Jacques Rousseau, asemenea lui Schiller, care a spus... Un suflet de Jean-Jacques Rousseau a avut și a fost un suflet ai Domnului Acelui a lui Hristos, căruia doar îngerii din ceruri sunt demni ai ține tovarășie. Citiți această carte a lui Paul Johnson și veți găsi și o listă cu afirmațiile care le fac despre Jean-Jacques Rousseau, oamenii care l-au cunoscut personal, printre care și David Hume. Eu nu le citesc aici pentru că nu pot fi reproduse multe dintre acele afirmații. Omul acesta a venit și ne-a dus versiunea lui, definiția lui pentru om și obiectivul lui pentru umanitate în general. Să mai vorbim și de omul nou al comuniștilor și al comunismului. Termenul ăsta e preluat din romanul Cei de Făcut de Cerneșevski. Și Trotski, în literatură și Revoluție, spunea în felul următor: Libertatea omului față de Dumnezeu, față de țar și de capital face posibilă crearea unui nou, nou tip biologic și social superior, un supraom, dacă vreți. Și-au încercat să producă acel model de om pe care îl visau. Și-au făcut lucrul ăsta prin distrugerea clasei burgheze, facem praf toată elita conducătoare a țărilor în care are loc revoluția, îi persecutăm așa rând pe rând pe toți urmașii lor până la a doua, a treia generație, dacă e nevoie. Facem educație ideologică, începând de la spălătorețele din instituții până la directorii instituțiilor, de orice fel ar fi ele. Facem educare și reeducare. Și în România, în Pitești, s-au produs cele mai macabre experimente făcute de regimul comunist asupra oamenilor. Alexandru Soșeniță n-a avut șansa în tot gulagul ruse să vadă ce s-a petrecut la Pitești, în închisoare, și citiți în sensul ăsta cartea Fenomenul Pitești de Virgilie Runca, unde s-a desfășurat un experiment pe oameni încercând să le spargă personalitatea, să le distrugă personalitatea și să o reconstruiască din temelie, așa cum vor ei, prin tortură, prin umilințe, care nu, nu vi le puteți imagina. Există și un site, pentru cei care nu vă împăcați cu cărțile, Fenomenul Pitești, dar cred că nu-i cazul de astfel de persoane aici, printre invitați omul nou al comuniștilor, supra omului Nice, care le-a fost așa de drag naziștilor. Și o să-mi spună cei care studiază filozofia și stăpânesc poate filozofia lui Nice că naziștii nu l-au înțeles și nu o să mă străduiesc să vă demonstrez contrariu. Doar că Nice a făcut praf morala creștină în scrierile lui, a făcut o vinovată de subjugarea omului și de alienarea lui, și a propus venirea unui supraom care va duce el o altă morală. Nu s-a obosit nici ce să pună altă morală în locul celei pe care a distrus-o în scrierile lui. Frederick Copelston, un filozof și un istoric al filozofiei, a spus în felul următor Supraomul este tot ce acel suferind, singur, chinuit și neglijat, her profesor Dr. Friedrich Nietzsche și-a dorit să fie. Adică în această doctrină el și-a proiectat visele lui, idealurile lui cu privire la propria persoană. Continuăm cu un ultim exemplu de tip de om și de profet care l-a promovat și n-am găsit un termen mai bun, o să-i spun nevrozatul lui Freud. Da? Omul care trebuie să-și petreacă câțiva ani din viață pe canapeaua psihanalistului și, bineînțeles, să-și golească și portofelele în buzunarele psihanalistului ca să-și dea seama cine e, ce cu el și ce ar trebui să facă. Michel Onfray, un filozof francez care este ateu și a avut pe Freud, Marx și Nietzsche ca mentori în formarea lui intelectuală, s-a apucat după 20 de ani în care a predat psihanaliza în liceele din Franța să studieze opera lui Freud cu deamănuntul și viața lui Freud cu deamănuntul. Și a citit vreo 10.000 de pagini, spune el, pe subiect, să fie bine documentat. Ar fi citit mai multe, dar au constatat cu surprindere că corespondența privată a lui Freud e secretizată pentru încă câteva decenii. Nu poți să citești scrisorile personale ale lui Freud. Abia peste câteva zeci de ani se va putea face lucrul acesta. Am observat că în cariera lui medicală, Sigmund Freud a îngropat trei pacienți și a mutilat un al patrulea. E vorba de o doamnă care a fost operată inutil, care atunci când se plângea de dureri în zona nasului, acolo unde a fost operată de un prieten de al lui Freud, a primit explicația din partea lui Freud că își reprimă atracția fizică față de el și din cauza asta are simptomele care le are, ca mai apoi să se descopere o bucată de tifon de 50 de centimetri în nasul respectivei doamne care a fost uitat acolo. Doamna aceea a rămas cu o pareză, cu o paralizie pe acea parte a feței. ce mai grav e că omul acesta în lucrarea despre psihanaliză în care ne prezintă mai multe cazuri, printre care cazul Dora, Hans, omul cu lupi, omul cu șobolan, pentru cei care au citit cartea despre psihanaliză, Prezintă toate aceste cazuri ca fiind rezolvate de el ca psihanalist. Și l-a făcut celebru lucrarea aceasta. Problema e că atunci când istoricii au săpat să afle cine sunt personajele aflate în spatele acestor nume, pentru că sunt pseudonume oferite de Freud, au constatat că niciunul din aceste cazuri nu au fost rezolvate și că acei oameni au fost psihanalizați până la moarte și au murit bolnavi. Sigmund Freud câștiga 875.000 de euro pe an în moneda curentă. Și Michel Onfray ajunge la o concluzie și spune în felul următor. Freud a propus o psihologie literară, subiectivă, personală și autobiografică. Adică Freud, atunci când a descris omul, a făcut-o descriindu-se pe sine sau mai pășleau fie spus, ne-a făcut pe toți nebuni ca să fie el om normal. Și omul Freud e descris în cartea lui Michel Onfray și vreau să vă citesc un pasaj care cred că e suficient, chiar dacă lucrurile descrise aici s-ar putea să șocheze pe unii. Incestul, așadar, a fost marea fantasma lui Freud. Cu propria mamă, dorită sexuală în vagonul de dormit la vârsta de 2 ani și jumătate, potrivit unei amintiri pe care pretinde că a descoperit-o 30 de ani mai târziu, cu mama propriei sale iubite, dorite pe când era adolescent, cu cumnata găzduită sub acoperișul familiar, că doar Freud a învățat lucrul acesta pe pacienții lui, că dacă vrei să nu suferi de nevroză sexuală în căznicie, să comiți adulter. Da, avea o casă cu 17 dormitoare și cumnata lui locuia în dormitorul, de vis-a-vis -vis de dormitorul lui și al soției lui, și accesul la baie l avea trecând prin dormitorul lui Freud. Cu una dintre fiicele sale, care îi bântuie visele erotice, dar mai ales cu Ana, fică, alături de care a mers foarte, foarte departe pe acest drum. Și dacă vreți să aflați cât de departe a fost, citiți cartea lui Michel Onfray, Freud a murgul unui idol. Dragii mei, omul este ceea ce a fost creat să fie. El nu se poate redefini. Nu se poate reinventa fără să se autodistrugă. Și secolul 20 stă în mărturie al acestui lucru. Toți cei care au încercat să definească omul, ne-au vorbit, voit sau nu, despre ei înșiși, despre ceea ce erau sau ceea ce și-ar fi dorit să fie. Nașterea lui Isus Hristos este importantă din pricina acestei afirmații. Privind la Isus omul, putem să spunem, ece homo, iată omul. Există un model care poate fi urmat, există un model care poate fi trăit. Și acest model este Isus Hristos. Un al doilea lucru cu care mă și apropiu încet, încet de încheierea prelegerii mele, am spus, este importantă nașterea Mântuitorului pentru că Isus Hristos este omul ideal, omul de plin. Și nu mai trebuie să căutăm propria identitate și destinul omului și al umanității, pentru că el este întruchipat în Isus Hristos. Pe de altă parte, nașterea lui Isus Hristos este importantă din pricina acestei afirmații pe care Scriptura face despre el. El este mântuitorul, izbăvitorul. El nu s-a născut doar ca să ne arate cine ar trebui să fim și cum ar trebui să fim, ci ca să ne ajute să ajungem ceea ce trebuie să fim. Părintele Stăniloae spunea foarte frumos, Iisus Hristos, ne este și țintă, dar ne este și cale. Sunt mulți care au încercat să spună omului și umanității ce ar trebui să fie, dar nu au fost dispuși, în limbajul Domnului Isus, să folosească nici degetul mic ca să ridice povara pentru a ajunge acolo unde îndemnau ei masele să ajungă. Citeam zilele trecute cartea Zeul care a dat greș. Este o colecție de eseuri, printre care este un eseu al lui Arthur Kosler, un intelectual de marcă Arthur Kosler. A fost șapte ani de zile comunist convins. Arthur Kosler. Și mărturisește el cum a străbătut Uniunea Sovietică de-a lungul și de-a pe banii partidului, cumpărându-i se cartea care încă nu a scris-o la sume exorbitante. Și de pe geamul trenului vedea oameni și copii și bătrâni și femei. Schelete umblătoare în Ucraina, în perioada în care se făcea colectivizarea, care veneau la geamuri în speranța că cineva o să le arunce o bucată de pâine sau de corn. Și explică el cum se justifica în mintea lui și cum justifica toate atrocitățile și neregulile care le-a văzut în toată Uniunea Sovietică. Da, se întâmplă lucrurile astea, dar Idealul este bun, este frumos. Sistemul mai dă greș, da, a fost arestat cu tare, cu tare, a fost torturat, a fost dus în lagăre și nu mai știe nimeni ce s-a întâmplat cu el. Știți până când a continuat această minciună în care a trăit ani de zile? Până când a început să-i aresteze prietenii lui. Până când a început să plătească el prețul acelui ideal în care credea. Și atunci și-a dat seama că e o problemă cu idealul când cumnatul lui a fost arestat, când prietenii apropiați au fost băgați în închisori și torturați și a renunțat la comunism. Iisus, un lucru foarte interesant în Evanghelie este că nu ne, și în Scriptură, este că nu ne-a poruncit să-i comemorăm nașterea. Iisus Hristos nu ne-a poruncit să avem această sărbătoare a Crăciunului, dar El ne-a poruncit să-i comemorăm moartea. În Evanghelie, niciun alt eveniment din viața lui Iisus Hristos nu ocupă un spațiu așa de larg ca și patimile și moartea. Niciun alt eveniment, niciun alt lucru care s-a petrecut în viața lui Iisus Hristos ca om. Nașterea lui Iisus Hristos este importantă din pricina faptului că El s-a născut să moară. El s-a născut să moară, noi murim când ne naștem, El s-a născut cu scopul precis, și știut și asumat de a muri. El a venit să ne spună cine trebuie să fim, dar a pus viața lui la mezat ca acest deziderat să fim asemenea lui să se poată realiza. Am spus că istoria lumii gravitează în jurul a doi oameni, primul Adam și al doilea Adam. Și Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 5, spunea: După cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși tot așa prin ascultarea unui singur om cei mulți vor fi făcuți neprieniți este importantă nașterea lui Isus ca om pentru că el desface tot ceea ce a făcut și a făcut rău Adam dacă Adam prin neascultare duce lumea în moarte și transformă grădina Edenului în pustiu Isus prin ascultarea din pustiu atunci când îl învinge pe diavol în acele celebre ispitiri duce lumea încet, încet înapoi spre viață. Dacă prin aroganță Adam a dus lumea în moarte, Iisus prin ascultare, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat, spune apostolul în Filipeni, să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit și s-a făcut ascultător și până la moarte și chiar moarte de cruce. Ce este important legat de faptul că Iisus s-a născut ca om? Este important că această natură umană condamnată la moarte, în care noi ne ducem existența, este victima păcatului, dar pe de altă parte, această natură umană este și capcana păcatului și a morții. Aici este măreția planului mântuitor pe care Dumnezeu l-a întocmit. În natura umană supusă morții, Dumnezeu va ucide moartea și va ucide păcatul. Roman, capitol 8, cu versetul 3, ne spune Apostolul Pavel, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Este important că s-a născut Hristos ca om, pentru că în natura umană Dumnezeu a ucis păcatul și a ucis moartea, așa cum cântăm noi de Paști, cu moartea pe moarte călcând. De aceea Biserica Primară a dus o bătălie teribilă pentru a apăra acest adevăr, al faptului că Mântuitorul nostru a avut trup de carne, de sânge, de oase, așa cum avem noi. Docetiștii propovăduiau o mântuire de trup, o izbăvire de trup, de materie. Ori mântuirea în sens creștin este o mântuire prin trup și a trupului, prin trupul lui Hristos și a trupului. În Ioan, la capitolul 10, cu vestul 15, spunea Iisus, eu îmi dau viața pentru oile mele, Tatăl meu mă iubește pentru că dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mă ia cu sila ce o dau eu de la mine. Și aș vrea să privim pruncul prin ochii bătrânului Simeon, care atunci când l-a luat în brațe pe Isus la templu a spus, lobozește, Doamne, pe robul tău în pace, bine, având în vedere vârsta celor care sunt prezenți aici. Puteți să nu spuneți rugăciunea asta în întregimea ei, dar să-l priviți pe pruncul așa cum l-a privit Simeon. Simeon a văzut în el Mântuitorul pentru că a știut că pruncul acela va muri în locul lui. Și va muri în locul nostru a tuturor, luând asupra lui toate păcatele noastre. Și a spus Mariei, inima ta va fi străpunsă de o sabie. Concluzionez reamintind aceste două adevăruri pe care le-am extras din scriptură în această seară. În primul rând, este important că Isus s-a născut pentru că avem omul model, ne cunoaștem și ne descoperim identitatea în El. Și în al doilea rând, pentru că în firea pământească, Dumnezeu a ucis păcatul și Dumnezeu a ucis moartea. El s-a născut ca să moară și aceasta este înălțător. Vă mulțumesc!